Sesiunea ianuarie-aprilie 2022 a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de învățământ a demarat. Astfel, la nivelul județului Maramureș sunt vacante 89 de funcții de director și director adjunct, respectiv 58 pentru director și 31 pentru director adjunct. Au fost depuse 85 de candidaturi, iar conform graficului de desfășurare a acestei etape a concursului, la început s-a făcut înscrierea pe platforma informatică a candidaților. Astfel au fost validate, într-o primă etapă, 47 de candidaturi din totalul de 85. Celelalte 38 de candidaturi pot să fie respinse din diverse motive, inclusiv din motive tehnice. Astfel, în zilele de 2 și 3 februarie se realizează verificarea, la solicitarea candidaților, a motivelor pentru care nu s-a făcut validarea, dacă aceste motive au fost de natură tehnică. Și, desigur, în condițiile în care motivele sunt neimputabile candidaților în legătură cu nevalidarea, este posibil să se revizuiască lista candidaturilor aprobate de către Comisia Județeană de Organizare a Concursului, astfel că în data de 4, atunci când se va afișa lista finală a candidaturilor validate, să avem un alt număr față de cel pe care l-am avut la nivelul zilei de 31 ianuarie.